Dacă ne auzi pe scrisul nu vorbim. Da, Florin, te salut. Salut. Aici am venit cu prietenul nostru, cu Sergiu. Sergiu, te salut încă o dată și salut, pe tine. Cinel. Am venit aici. Te-am adus, Cristine, la un prieten foarte, foarte bun, da, meu. Așa, vreau să zic că m-a impresionat foarte tare, Florin. Nu a dat drumul la iapă, dar după, la un moment dat i-a dat drumul, că trebuie să-i dai drumul, decât să-ți rupă mâinile, mai bine i-ai dat drumul. E băiat sportiv. Dar a fugit pe lângă cal, la fel ca și calul. N-am putut să prind imaginea, dar Florin, Florin, te felicit, treabă bună. Mulțumesc. Așa, Florin, noi aici am ajuns cu Sergiu la tine, cum am zis adineauri, și o să facem o prezentare de cai, o prezentare interesantă cu tot felul de cai și de rase de cai. Acum noi prezentăm un, cum îi zice ăsta? Iapă de tărcat. Tărcat. Da, Pinto, așa, un... iapă grea, nu ușoară. Așa, deci Pinto pe cai grei. Da. O iapă semigre românesc, dar tărcată, Cristian. Așa. Dar o iapă groasă, o iapă aranjată. Da, foarte frumoasă. O iapă, noi credem 100% că ar fi gestantă. Da. Se poate să fie gestantă. Am ecografiat-o, adică noi, nu eu, că nu e a mea, e a lui, dar... Nu, el e la noastră. Cu ce armă s-ar fi montată? Cristian, băieții de unde am cumpărat-o, că eu am cumpărat-o și am vândut-o la prietenul meu. Așa. E gestantă cu un armăsar tărcat. Deci tot cu tărcat, da? Da. Și a fost la vechiul proprietar. Așa. 4-5 mânci numai tărcați au avut. Da. Și am una, omul nu mai putut și eu întrețină Cristian și o vândut-o. Domn Florin, vă admir, ceasul are ăsta, ecranul din cristal. Bine zic. Din ceva cristal ca să nu se zgârie. Da. A? Posibil, nu știu exact. Așa? Treabă faină. Bun. O să prezentăm asta cam câți cai? Cam... Pe vreo 10, Cristian. Numai la 10. Așa. El e singurul proprietar pe ei, nu că tata, nu mama, nu nimeni nimic. Am înțeles. Timi. Nu e bun așa. Stai, că pleacă. Nu las-o la mine, tu mi-ai adu altul. Cum e aia? Și domnul hai, Florin. Hai, dați altul lui, bă. Iau. Am adus și agat-o, bă. Las-o, mă. Cristinel, o tură? Ia. Hai să vedem. Sper că nu scapi. Ba. Ha? Hai, ha. Da, stai, văd. Ai, ai, ai. Are marfă, Cristinel. Up. Hai. Up. Hai și cu ea. Nu lega, las-o aici în fundal dacă e. Hai, ce zi. Fii atent, aici modelul ăla frumos de cal Gypsy Vener, așa e el? Aia, da. Ia. Un tinker cu, nu știu, metisată. Așa. Metisată, are 9 ani. Da. E gestantă. Da. Foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Acum, nu ne-am pregătit destul de mult. Nu super, super... Eu am venit și pe rapiditate, cum se zice, dar n-ai ce să faci că acum îi iarnă, primăvară, îi da. Noroiul mare, așa. Se înțelege, n-ai ce să faci. Așa. Da, mă trebuie să mă duc și eu la frigid. Domnul Florin, da. Se vede și ea. Op. Se vede și ea gestantă. Ea când trebuie să fete? În 2 săptămâni, o lună? În vreo lună. Cam așa? Aproximativ. Tot așa cu Gypsy Vener e montată? Nu, e montată cu greu polonez tărcat. Știi tu calul, Cristi? Care? Cu Cătălin de la Margheta, Drivo. A, am înțeles. Sarul greu al lui. Deci băiatul a avut și mânci, are 3 iepi tărcate, pe lângă asta e a patra. Da. La fiecare a avut mânci, Cristine. Da. Asta e a patra iapă tărcată la el. Da. Mai are încă o iapă tărcată de ponei. Și domnul Florin, mânji, i-a dat? Mânji, da. A? Fratele Sergiu, eu trimis la Brașov undeva. La domnul Pupu, Cristian. A, deci s-or vându mânzuții, da? Da, da. Cristi, tine, aduc că iapă și tărcată. Care? Nu, aia nu aduc. Da, mă, nu aduc. Acolo. Da, știu eu, dar nu. Să mă, ca și punem acolo între tăi. Nu mai aduc. Nu, că n-ai nici n-are cătrăz, nici nimic. Da, odată. Hai, coleg, pe asta. Puteți să le legați din partea aia, din spate. Du-te! Da! Da, da! Dar nu mă, dar dacă ai aduc cam 14, ești nebun? Unde e? Ce are? Nu, nu arată pe bumea asta. Hai, mă. Acolo le? Da. Nu vrei să o punem în gheapă? Nu.
Nu-i mai legat cu partid. Da, o să punem, o să iei mutăm un pic. Hai, hai adu-o pe următoare, da. Trebuie să aduc aia lângă ea. Hai că le mute după. Dai-o Lelu. O, mama. Da, lasă-l pe Lelu. Da. Bun. Așa, deci domnul Florin. Deci aici vedem, aici vedem iepe gestante, da? Da. Și asta e gestantă, da. Încărpitic. Da. Are 9 ani. Foarte frumos așa pe picioare. Ăla e coloritul, e așa în negricios. Am înțeles. Deci e un pic murdărică. E un pic murdărică. Așa. Cum am zis, e gestantă. Da. Are 9 ani. Tot așa trebuie să fete cam cât? Tot așa într-o lună, așa-i? Da. Da, maxim, Cristian. Ha? Maxim. Tot așa cam într-o lună. La el e foarte astea... bună de mânci. Da. Sunt fiecare au acte de Irlanda, cred iepele. S-a dus din da, sigur, Irlanda, da? Și asta și tot ca altă șaia de altă de acasă, mai are încă una. Uh-huh. Toate trei. Bun, și mânzuții tot așa o să-i dați, așa-i? Nu știu, depinde dacă-s... Dacă-s femeluțele păstrați? Da, 100%. Am dar înțeles. Poate și mânci, o să opresc unul dintre ei care o să fie mai... Cuma nu știu. Vedem cum ajută... Pe cea din spate de la tractorul cu acoperiș, cum o cheamă? Nu știu. Nu știu numele? Nu știu numele. Îi faci, punem un nume acum? Pune tu, Cristina. Pardon. Eu zic că Creața, care are părul creț. E bun așa? Perfect. Așa, Creața. Aia la altă are nume, aia la altă din spate, din partea ala. Nici am numele în pașaport, crede-mă, dar n-am... Și au nume ciudate, așa-i? Da. Am înțeles. Greu de atunci nu le mai stresăm cu numele. Dar acum la aia poate să rămână Creața, nu-i bai. Am oricum, Cristina nu-ți dă vânzare cai, deci... Am înțeles. El niciunul nu-i vine. Dacă e unul când la ceva timp, dar acum... Ia ce frumos e. Cristinel, tu vezi un pic apa asta că dă foarte mult și papalosă. La față, la ochi, la nas, la... Observi? Nu știu, dar eu știu că papalosa are acolo în spate, la fund are, începe cu coloritul. Da, așa acolo e. Și acolo. Da, da. Să vedem. Are pigmentații de culoare? Da. Da, sigur, Cristi. Vezi? Și uite, deși pe aici, Cristinel. Aha. Dar mă, momentan da, nu da, următorul după ea, Cristi, care da, Sergiu, fii atent. Așa ca și iapă de companie, o iepușoară de asta să ai da, la țară da, și să o lași cu copiii. Uite ce frumos e. Super, super cu minte. Sunt bine sub șa. Putem face o... Demonstrație? Demonstrație, dacă... Da, să murdărești. Hai, mama, că nu-ți face nimic. Te pune pe ca. Bravo! Cristinel, nu acum să vedea apa asta, așa nu-i vedem adevărata ei valoare. Dar dacă o să ajute Dumnezeu și o să mai vii la noi, cel puțin în vreo 4 luni, după ce fata? Un mânzuț la ea. Cristinel, când am cumpărat mânzuț de la el, de la Florin, da, au 6 luni, dar a fost cât de apa, Cristinel. Duce. Poate crezi, poate nu, dar na, o să vadă dacă mai vii iarăși la noi. Deci, deci ai cumpărat toți mânzi și tu ai cumpărat de la Florin, așa? Da, fiecare. Bun. Bun, atunci se poate lega și ea. Da. Hai, mama. O știi pe aia cu vinitul. O știi pe aia cu vinitul. Ci că... Zic, mergi repede și vii repede. Dar să stai mult unde mergi. Înțelegi? Era un banc cu o broască țestoasă. Cu două broscuțe țestoase sau cu trei. Aici caută străzile, aici străzi cu cifre, știi? Nu, ăștia bun să joace la loto, să-și pună numele de stradă la loto. Auzi, te uiți, te rog. Mamă. Te uiți, te rog. Uită-te, Elenu, la cai, că mereu noi. Cristi, mereu după friziane. Bine. Hop. 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 Oh,
Așa. Două mânze. Așa, domnul Florin, am sărit la Liga Frizieni. În trecut. Așa, două mânze foarte frumoase. 3 ani jumate. Da. 4 aproape. Da. Chiar distanță de vreo 2 luni. Da. Vreo lună. Dacă amândouă? Nu, asta numai. Așa. Cu armăsarul meu. Da. Prezentăm mai târziu. Ia-i Maia. Da. Ia-i Carina. Ea are acte de Ungaria, Cristian. Adusă din Ungaria? Da. Da. Mânza. Nu cred că am înțeles, a fost la Dani Răzvan, acolo crescut. Așa. Aha, ți-e Cristine, la... La prietenul nostru, la Răzvan, la Virgil. La Virgil. Da. O fost prinsă și la trăsură. Dar uite ce frumoasă e. Poți să le întorci un pic pe lateral, să le vedem lateralul. Așa, hop. Hop. Aia. Ăla-i. E bine Cristine, sau? Da, e bine. Puteți să le și mișcați, că le-am văzut. Cum? Zic că puteți să le mișcați, că ele s-au și văzut. Când le-ai pus, sunt 3 secunde să vede. Le băgăm Cristinel? Da. Hai, Maia! Asta, Cristinel, dă lecții la mulți. Vezi la trăsură ce e fac. Foarte frumoasă, Maia. Hai, Maia. Și cealaltă e frumoasă. Da. Hai, coleg, cu asta și eventual o porc eu un pic cu Maia. Am prins o Cristi la trăsură cu hărmăsarul lui de friz. Da. I-am vândut un hărmăsar de friz tot de la domnul Virgil, de la Ațeg. O fost la mine calul și la mânul lui. Da. Dar un cal foarte, foarte. O să-l prezint imediat. Și cu minte, și la călare, Cristina, și la trăsură. Și cu iapă, și singur, și nu. Păi, foarte. Cu minte, Cristina? Foarte frumoase. Foarte frumoase. Ambele. E cu minte, Cristina, deci n-ai ce... Zici că a fost și potcovită ea? Poftim? A fost potcovită ea? Da, îi urma... Amul la noi nu prea, dar... Nu. În general, să faci un X pe copită, Cristina, la prima potcovitură. A, după și atunci, nu, știu oamenii că a fost prima potcovitură la mânză, la mânz, la ce îi? Și la ei prima. E frumoasă, Cristi. Foarte frumoasă. Ambele sunt foarte frumoase. La 5 ani, când trebuie să ajungă la forma inițială, să zic că e... Aia. Bravo. Hai, cu gât, ha? Timi, mai dă-o tură și o băgăm. Mai ia! Mai ia! N-au treabă de zbici, Cristinel, nu a fost. Să și... Ce? Așa. Poma. Da, Florin. Mura? Da. Gestantă. Ia ce rasă? Sânge rece? Sau românească? Ceva românesc. Așa. Nu se mi greu, Cristinel, dau ia pe gântăgi punctul de vedere. Și gestantă și no, la căruță și la mânci, Cristinel, și o ia pe cum încă, o ia pe care nu te supranești cu privirea, da? Da. Iapa, Cristinel, a mai fost o dată a mea. Am dat-o la domnul Mircea la Olosig. Da. Iapa la el a fost gestantul și fătă de iapa. Da. No, iapa mai de bani un pic. Îi place la domnul Mircea, iapa. Așezată, cu spate, cu gât, cu coame, cu tot. Așezată. Da.
Așa. Hai, face. Mura. Nu mult mai are Cristinel. Nu mult mai are. Da, aici se vede că domnul Florin... Da. Se vede că... Păi cu minte? Nu, zic, se vede că ăsta... Vă ocupați serios. Iepere trebuie să fete, ai o treabă bună. Da. E bună treabă. E ok, eu duc? Hai, mă. Are cai frumos, Cristian. Da, da, foarte frumos. Nu, ia pe omul pentru... Aștepta Cristian îți ia pe pentru reproducție. Deci una, două, trei, care sunt încă altă, Cristian. Îți ia pe coacte de Irlanda. Da. Eu am plecat. Să rămână, să rămână. Ciao. Ciao, nu zi. Nu, îți ia pe Cristian fiecare coacte de Irlanda. Da. Astea două care se uită acum cu capul la noi. Îți și perechea pe ele. Da. Aia un pic s-o lovit la un picior când am transportat-o de la unul la altul, dar acum și noi ne mai lovim, Cristinel, da, pe cai. No, actele cum ați, ăia pe cum ați spus, au acte de Irlanda, Cristinel, toate trei gestante cu urmăsarul Cătălin de la Margita. Da. No, un urmăsar care... O l-a tărcat? Da, urmăsarul greu, polonez. Da. Toate trei epele au avut mânci tărcați din cal. Da. Acum nu mult mai au până fate epele, toate trei tărcatele, astea trei de lângă altă. Asta altă nu știm sigur că nu dăm mult, am achiziționat-o eu și după aia au ajuns la ea. No, și tărcata, pardon, neagra, asta grea, Cristinel, nu mai are foarte mult până fată. No, e un băiat care pentru asta s-a luptat, Cristinel. Să strădui, să strădui. Nu a avut niciun cal. De la mine a început cu primul cal, Cristinel. Și acum are vreo 10 sau 12 bucăți, toți de la mine. Nu a făcut târg cu nimeni, Cristinel. E pe gestante? Da, fiecare zi e pe gestante. Are, aici are 7 epe, mai are 2, da, sponeițe, mai are urmăsarul de friz, un băiat care Cristinel lucrează și încearcă să facă ceva. Încetul se vede ceva după urma lui. Da. Deci nu a avut, cum am spus, Cristinel, niciun cal. De la mine eu luat primul cal și până în prezent fiecare cal e de la mine, Cristinel. Am asta nu că e o laudă, nu că e nimic, dar nu, suntem prieteni amândoi. Vorba aia nu i-am trădat niciodată unul pe altul. Foarte bine, aia contează. Suntem tineri amândoi și... Aia e foarte important să am la mine care pentru asta iau Cristinel și... Că momentan nu țin, dar în viitor și eu aș vrea și țin câteva aia pe ca și el, că... Vezi tu, Cristinel, o mânz deja e... Bani mult. Da. No, și el când o și aibă de vândut odată 7 mânci, Cristinel o și fie... Atunci o și o să... vadă că, bă, s-o meritat și le țin ea pe da. Și le... Uite ce Cristian. Vine acum cu ceva? Aia, ce cal. Hai, Conte! Ia, hai, bă, uite-mi putem sta aici. Așa. Nu, aici. Florin, aici... Aici armăsarul de frizian. Cu care tu îți împerechezi iepele? Da. De frizian, cred că să pot împerechea și dacă ăsta pot și cai tărcat să împerechezi și ai cu frizian. Da, m-am gândit la... Aia, Cristinel, care e mai curoasă pe picioare. Așa. Uite, care vrea el să vadă ce iese din aha. Ai dorit să o montez cu... Oricum, el. Ceva... Conte-l cheamă pe el. Pașaport e Cobra. Așa. Are 19 ani. Da, arată foarte bine. E foarte cu minte și da. Ducil și cu copiii. Da. Umblă perfect sub șa. Sub șa. Da. La ham.
într-unul, în doi. Dar e un cal foarte, foarte bun. Atât dacă nu vorbește. Deci Cristinel la asta fără și vorbești fără, na, poftim. Părmăsar de frisc cu ea pe spatele lui Cristin. Îi bagi mâna la picioare și faci ce vrei că. Da. Și amul, dacă ajută Dumnezeu, îl pune și pe celălalt ce l-am filmat acasă lângă el. Așa. Mai facem un târg iară zilele astea. Că ăla e castrat ăsta, e Părmăsar Cristinel. Hai că... Plimbă lui. Hai, tata. Hai cobră. Hop. 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 Hai Florin, lasă-l așa, te rog. Arată foarte bine cobra. E un cal frumos, elegant, cu minte. Cum e cu oamenii așa, îți găsești la lucru? Nu prea, a? Da, am să zic că am un om. Ai bun om. Am și are grijă de ei. Nu, e bine. Nu lipsă de nimic. Doamne, fileu, da. Tot un chestiune care e și la cai lui și de mult a fost cu cai. Deci nu dă o zi, două. Nu, un om care dacă dau inferi ceva, știe ce să facă cu el. Da. Bun. Mai avem ceva de prezentat pe lângă el? Da, mai avem puneițele, nu? Mai are două. Nu mai aduc. Mai are două puneițele. E greu de adus. Op, 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 op. Da, vin cu puneițele. Da, nu știu, mai ține aici. Dar cum? Dar ce are? Hai că ține, vine și să vezi ce sunt. Hai, da. Am plecat. Uitat. Da, da. Să bagi caie. Ora așa, domnul Florin. Am trecut la liga mică de cai. Aici facem o prezentare unei puneițe, bine zic? Puneițe, da. Da. Cât are? 2 ani. 2 ani. 2 ani. Aha. O cheamă Zizi. Una de asta am câștigat eu la tombolă, chiar da. Modelul ăsta. Și am dat-o la un prieten care i-a născut soția după câteva zile și acum are puneița. Da. Asta e fetița noastră. Da. Singura dată a plecat de la noi și am făcut tot posibil să o recuperăm. Așa. Foarte cu minte, cu copii. Și recent am și învățat-o la ham. Da. Super docilă. Nu știu. E tot timpul liberă. Mânzuți dintre ăștia de ponei n-aveți, așa mici? Nu. Deocamdată. Nu, camdată nu. Deși ea e gestantă. Da. E gestantă. Acum să vedem cum ne ajută domnul. Bun. Aici mai aveți o altă iapă. Ce zice Sergiu? Ai grijă să nu te... Nu. Aici avem iapă, nu știu nume, nu știu nimic. A adus-o fratele Sergiu acum... Trebuie să fete. Da, trebuie să fete. Da. Am văzut-o la el și am zis că i-ar prinde bine aici la mine și frumoasă. Da. Cum ai în... De ce râs, Sergiu? În modul recuperare. Păi el găsindu-l cum vea de un cal la mine, nu mai stă 5 minute, gata, e lui. Da. Și... Na, cam atât, încă nu știu nimic, n-am încercat-o la ham, nici la așa, dar cu minte și... Să vedem. O să... După ce fata? Da. Să văd cum îmi spune. Da, numai pe ei doi mai aveți spune. Da. O, mamă, ia-o pe Zizi, că Zizi n-are. Nu, că zburacă-te minimă în picioare. Taci-mă. O zbura, mă. Taci-mă. Hai, odată mă, ia-o. Stai. O, mamă. Mama.
Așa. Nu chicheam, e gata, uite. Nu-i stres. Lelu, ce mai poți să faci mama, dar ce? Hai că merem noi. Lasă că facem separat alea dacă e. E cum e de Cristine? Da, da, văd. Nu-i Cristine? Nu, bine. Rosar între iapii? Marceluț cu Rumiche, practic, cu minte la Cluj. Uite, știți? Da, cum să nu știu? Treianu. Cristine, el. Știu, de la Bica. Între iapii? Ce face ăla cu ea? Bravo, bravo, Sergiu. Vezi că te sub contactează astea să le dresezi ca ei. Nu, că la domnul Ion Olaru. Uite, trei happy, da. Cobra, snapul, suri. Bă, hai, fău. Bine, am găsit. Până află că sunt, până află că nu-i legat, da? Nu, vise el, că e cu mici, cam. Când trași montează, montează, că nu, nu. Doare pe tine. Hai, așa. Domnul Florin. Aici cu bunul dumneavoastră prieten Sergiu cu Jolti, care e numărul 1 pe zonă. Și la cai. Și aici mai avem un prieten. Cuponeu. Așa. Așa. Super. Păi da, Cristine, loc. Ăștia sunt caii lui. Da. Doar a lui, cum am zis și prima oră. Noi suntem băieți tineri, Cristine, dar depinde de noi ce facem, nu de nimeni. Așa. Înțelegi tu ce vreau să zic. Da. Sunteți prieteni buni, vă ajutați unul pe altul reciproc. Da, si. Contează foarte mult loialitatea și respectul și e bun așa. Păi Cristine, dacă n-aveam respect, omeniu unul față de altul, nu puteam face nici atâtea târguri, nu puteam fi nici prieteni, Cristine. Am nu neapărat de târguri, dar nu, și ca familie, Cristine, și mai multe, mă. E bun așa? Eu nuntă suntem împreună, dacă Doamne feri o mormântare, suntem acolo. Da. Feri de mormântare, dar dau un exemplu, că ce-a fost, am fost unul lângă altul și... E bun așa. Să vezi în spatele lui ce are. Domnul Florin, dacă doriți să zici așa de final, vă rog. Da, domnul Cristi, mulțumim frumos. Cu drag. Deși n-am reușit să ne pregătim așa cum trebuie. Am aflat azi noapte la 3. Da, doamne fi lăudat. Cu Cristinele ești... Ce ai vrut să zici? Cu Cristinele ești... Nu știu cum spontan, zic, dar spontan, ești... spontan. Ești foarte ager, Cristine. Spontan. Noi când merim acasă... Ba nu, pardon, noi că suntem în pat la somn, atunci ajungi acasă. Așa, dar ai văzut, azi noapte la ora 1:30, da, da. Te-am contactat, da. Și ce-am zis, bă, facem, așa-i? Da, sigur, azi că uniți la voi, ai dat o oră fixă și fix a fost. Așa, e treaba bună. Și oricând, Cristine, ești pe zonă sau ai plăcerea și vii la noi. Sergiu, îți mulțumesc pentru prietenia ta, domnul Florin, aprecieri pentru caii pe care dețineți. Mulțumesc. Un aspect ce trebuie luat în calcul este că tătie pe lege gestante și ca băiat tânăr să te ducă capul și să ai 10 pe gestante, eu zic că nu-i rău. Și ăsta e scopul. Bravo, vă felicit încă o dată. Urmează și da, mulțumim că ați venit și că așteptam, dacă ajută Dumnezeu și toate îți bine, când o să aibă și iepele, o să fie fătate și o să aibă mânjii. O să venim. Să vedem. Super. Ce iese. Să vedem pe pășune, da? Bine, mulțumesc frumos! Mulțumim, Cristel, că ai venit la noi! Cu drag! Hai, cobră!